Începem cu doamna deputat Elena Dinu, bine ați venit. Apoi domnul președinte al Consiliului Județean Giurgiu, domnul Marian Mina. Domnul primar al comunei Cărăpânceanu, al comunei Gimpaț, mă scuzați, domnul primar Cărăpânceanu. Și invitatul de astăzi, domnul Romeo Vasile, vicele comunei Frătești. Bine ați venit în conferința de presă. Și candidatul nostru al partidului la comuna Frătești. Și candidatul partidului la comuna Frătești. Mult succes vă urăm. Mulțumim. Începem cu doamna deputat Dinu. Vă rugăm să ne spuneți câteva cuvinte. Bună ziua! Bine ne revedem! Astăzi este prima zi după mascarada audierilor care s-a desfășurat în comisiile reunite ale Senatului și Camerei Deputaților. Ați văzut cu toții, am audiat miniștrii guvernului Orban 1, miniștrii care au venit la audieri să ne spună ce buni și ce frumos sunt, dar să ne roage cumva să nu-i votăm, că ei nu-și doresc asta. De asemenea, au venit să ne spună ce soluții au pentru viitor, pentru viitorul României, evident, dar ne-au asigurat că și colegilor nu-i vor vota pentru investire. Bineînțeles că nu se așteptau de la noi ca și opoziție să-i votăm, dar ne-au spus că ei doresc declanșarea de anticipate și au venit în Parlament doar de dragul de a veni. N-au avut foarte multe să ne spună, evident, i-ați văzut și dumneavoastră, pentru că au fost pe toate posturile naționale. N-au avut a se lăuda decât cu tăieri de venituri, tăieri de taxe pentru firme și bănci, prorogări de termene pentru soluțiile, pentru măsurile sociale pe care PSD-ul le-a luat atâta vreme cât a fost la guvernare. În concluzie, mascarada ascunde o singură miză, anticipate și austeritate. Aș vrea să detaliez un pic ordonanța care a apărut pe sănătate, care prevede privatizarea sistemului de sănătate, și aș vrea să vă explic pentru giurgiuveni cam ce înseamnă această ordonanță. Această ordonanță, practic, privatizează sistemul sanitar. Privatizează sistemul de urgență, pentru că prin două articole ale acestei ordonanțe, care au apărut noaptea ca hoții, care n-au fost în dezbatere publică și în transparență decizională în proiectul de ordonanță pe care Ministerul Sănătății intenționa să-l dea, așa cum vă spuneam, prin aceste două articole se dă liber la accesarea fondurilor pentru urgență de către societăți profit și non-profit. Așa cum spunea doctorul Arafat, dăm voie acestor guvernanți să privatizeze sistemul național de urgență în interesul unor prieteni. Pentru că, în fapt, toate aceste măsuri sunt pentru niște prieteni. Ministrul Sănătății a considerat ieri în audieri că aceste lucruri sunt politicianiste. Nu sunt politicianiste, sunt realitatea crudă pentru noi. Faptul că inclusiv sistemul de sănătate și sistemul de urgență, care interesează pe români și pentru care suntem exemplu de bune practici pentru multe țări europene și nu numai, va trebui vândut unor prieteni, pentru că clientela de partid trebuie satisfăcută, pentru că de ce să nu intre și privatul? Pentru că, să-l citesc pe domnul ministru, n-ar trebui să mai adâncim falia între stat și privat. Ce nu înțelege ministrul sănătății, însă pot să înțeleg că nu înțelege, pentru că e venit după 12 ani de stat într-o altă țară și habar nu are de sistemul sanitar românesc și de oamenii și de care e nivelul de trai în România. Ce nu înțelege domnul ministru este că
Nimeni nu încearcă să creeze o falie între stat și privat, că noi ne dorim și ne-am dorit prin măsurile pe care le-am adoptat în programul de guvernare tocmai să asigurăm accesul la servicii medicale cât mai performante pentru toți românii, pentru că marea masă a românilor nu sunt aceia care își pot plăti coplățile în sistem privat. Sau care se pot duce să-și facă operațiile în străinătate după un chirurg renumit, pentru că își permit. Marea masă a românilor, 90% dintre români, sunt aceia care merg în sistemul sanitar de stat, care le salvează viața, care se adresează sistemului medical de urgență. În ultimii ani acesta a reușit un pic să fie într-un echilibru datorită finanțării corespunzătoare și datorită grijii doctorului Arafat. Și evident a venit PNL-ul și domnul ministru și acolo unde era un pic mai bine, de ce să nu fie bine pentru prietenii noștri? Să vă explic un pic, pentru că PNL-ul, primul ministru, ministrul sănătății și spune am abrogat coplata. Au abrogat un articol din ordonanță care stabilea coplată pentru serviciile medicale din ambulatoriu integrat și pentru alte servicii paraclinice, însă în acest moment există coplată conform normelor și contractului cadru în vigoare. Adică, un exemplu concret, nu ipotetic, așa cum zice domnul ministru. Domnul ministru spune ipotetic pentru că dânsul habar n-are ce se întâmplă de fapt în spitalele de stat. O clinică privată are contract cu casa de asigurări pentru radioterapie și chimioterapie. Acestea sunt tratamente care se suportă de la stat prin programe naționale și în care o clinică privată poate să intre în contract. Pacientul merge la această clinică privată, evident că administrarea tratamentului chimioterapic, adică medicamentele sunt gratuite și suportate de către casa de asigurări, însă pacientul este obligat să se uite în portofel și să vadă, pentru că, și citesc din mercurialul acestei unități sanitare, există taxă de confort, taxă de scaun 300 de lei, taxă de pat în rezervă 400 de lei, consultația oncologică 200 de lei, referatul oncologic 300 de lei, încă o adeverință 50 de lei. Atunci, chiar dacă eu spun că am prorogat coplata există în acest moment în normele contractului cadru, pacientul care se adresează în sistem privat pe un program național este obligat să plătească această taxă. Ce spun ei că au prorogat este o altă sumă care s-ar fi plătit, evident, furnizorului privat de servicii medicale pentru că acesta refuză, așa cum ați văzut și dumneavoastră, pentru că au ieșit public să spună, refuză să acorde servicii medicale la tariful pe care îl decontează Casa de Asigurări de Sănătate și la care acordă servicii medicale tot sistemul public de sănătate. Pentru că ei sunt societăți care trebuie să realizeze profit. Statul nu face profit. Am încercat să creștem calitatea actului medical în toate spitalele publice din România. În acest moment se încearcă subfinanțarea celor mai multe spitale publice pentru că spitalele publice nu au altă sursă de venit. Nu percep taxă hotelieră, taxă de confort, taxă de pat, taxă coplată. Sunt efectiv dependente de banii de la bugetul de stat și de contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate și cu Ministerul Sănătății pe acțiunile prioritare. În curând nu vor mai avea bani de salarii. Unele dintre ele, probabil, vreun ministru la momentul respectiv o să considere că a înregistrat prea multe arierate și că poate fi închis. Niciun ministru și nici acest ministru nu s-a gândit ce se întâmplă cu oameni, iar spitale private nu sunt decât în centre universitare. Ce se va întâmpla cu oamenii care se adresau spitalelor județene, cei mai mulți dintre ei,
care vor rămâne subfinanțate pentru că dintr-un buget mai mic cu 22% anul ăsta și cu 38% la spitale, dacă mai dai și celor de la privat, vă imaginați dumneavoastră că rămâne și mai puțin. Și atunci nu vor putea să-și mai asigure salariile pentru personal, nu vor putea să-și mai asigure materiale și medicamente sanitare și culmea, să omorâm și sistemul de urgență, să-l dăm și pe ăstora unor privați care, fie vorba între noi, nici n-au cum să-și facă sisteme de urgență. Sunt foarte curioasă cum vor genera acest lucru. Pentru că în momentul în care primești o urgență, trebuie să ai în spate un aparat multidisciplinar, adică medici din toate specialitățile ca să poți să tratezi. Sau eu spun pe ușă la unul dintre spitale private, nu primesc decât urgențe cardiologice, dar în schimb iau banii de la stat. Lucrurile, să nu înțeleagă cineva că PSD-ul este împotriva sistemului privat de sănătate. Și am mai auzit tot de la domnul ministru citire, aceea cu abonamentele de sănătate. Domnul ministru nu înțelege că el este șeful sistemului public de sănătate din România. Abonamentele de sănătate sunt tot niște bani în plus pe care omul va trebui să-i plătească, să-și facă o asigurare complementară. Deci nu face statul abonamente, asigurări complementare pentru toată populația. A găsit domnul ministru soluția. Asigurări complementare. Păi de asta, dumneavoastră, înseamnă că tot noi mai dăm niște bani ca să poți tu să-i direcționezi pe aia unde trebuie. Foarte senin. Foarte senin, domnul ministru. Noi am întrebat ce am dorit să știm, dânsul a răspuns ce a dorit să ne spun. Foarte senin și foarte detașat. Neînțelegând, cred că numai aparent, de ce noi susținem cu atâta tărie că acest lucru nu se poate întâmpla. Aș vrea ca toată lumea să înțeleagă. Adică am auzit opinii potrivit cărora nu vrem noi PSD-ul ca românii să se trateze în condiții mai bune în mediul privat. Ba noi vrem, însă cei care au posibilitatea să plătească cu o plată se tratează și acum în condiții, în altfel de condiții în mediul privat. Dar cei care n-au, marea majoritate, ce vor face? Se vor duce să-și facă chimioterapia la clinica privată și pentru că n-au să plătească taxa de pat sau de scaun, o vor face în picioare? Ce le va spune domnul ministru acelora care vor să-și salveze viața și nu vor putea să o facă? Nu îi va putea trimite înapoi la stat, pentru că înapoi la stat nu mai are cum să se ducă un pacient, fiindcă statul are mai puțin bani și numărul de cazuri pe care le poate trata va fi din ce în ce mai mic. Și ce am făcut? Avantajăm deja, deci cei care aveau posibilitatea să-și plătească o coplată în sistem privat vor fi în continuare tratați acolo, poate mai bine, dar tot cu coplată, iar ceilalți care n-aveau niciun fel de posibilități nu vor mai avea acces nici la ceea ce au acum. Pentru că, dacă domnul ministru ar dori ca acest lucru să fie funcțional, ar aloca mai mulți bani sănătății. N-ar tăia drastic bugetul ministerului și din ăștia puțin pe care i-ai dat tu, să dau cât pot de mult sistemului privat. Ca să nu mai spun că sistemul privat va intra în contract cu Ministerul Sănătății pe acțiunile prioritare în condiții mai puțin severe decât intră spitalele publice. Adică din loc de două angiografe am tăiat și băgăm unul, în loc de nu știu ce condiții pe care n-am putea să le îndeplinim sau pe care ne-ar costa să le îndeplinim, mai tăiem, că dacă tot avem pixul de ministru în mână, mai tăiem câte ceva. Nu ne costă nimic. Atât am vrut eu să vă spun. Eu cred că acesta este principalul subiect al zilei la nivel național, ceea ce se dorește cu sănătatea, evident mascat de alegeri anticipate, guverne care cad și nu cad și pică, însă dacă nu reacționăm la ceea ce se dorește,
și lăsăm lucrurile să meargă. Noi vom ataca această ordonanță și sper ca PSD-ul împreună cu toți ceilalți în afară de PNL să voteze în Parlament respingerea acestei ordonanțe care ne aduce sistemul sanitar în groapă. Ați văzut și dumneavoastră în Comisia de Sănătate a fost o majoritate largă la votul pentru avizul negativ al ministrului. Deci toată lumea conștientizează ce urmează să se întâmple. Dacă mai aveți întrebări, dacă nu, eu vă mulțumesc. Poate am fost un pic mai... Și noi vă mulțumim pentru precizările făcute. Domnul președinte, bună ziua! O să încerc să fiu cât mai scurt și la obiect. Vreau să vin în fața noastră câteva probleme cu care noi ne confruntăm acum. Vreau să mă refer în primul rând la primăriile care în momentul de față sunt în imposibilitatea de a asigura plata indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap și a însoțitorilor persoanelor cu handicap. Maxim luna iunie și acești oameni vor rămâne fără bani. Nu-i ascultă nimeni, nu-i bagă nimeni în seamă. Cred că la sfârșitul lunii iunie, în fața prefecturii vor fi câteva comune împreună cu oamenii cu probleme, pentru că nu avem voie să-i lăsăm fără acel ajutor de handicap și fără acel ajutor pentru însoțitori. Nu s-a ținut cont la buget, nu cred că o să se țină cont nici la rectificarea bugetară. Al doilea lucru pe care vreau să-l vorbesc cu dumneavoastră este vorba de controlele pe care Ministerul Dezvoltării le face la noi în județ. Sunt niște controle normale, având în vedere banii care s-au investit în județul Giurgiu, mi se pare normal ca noi să fim controlați, însă mi-aș dori să văd și eu că sunt controlate și comunele cu primar PNL. Mi-aș dori și eu să văd un control la Gogoșari. Mi-aș dori să văd un control de la corpul de control al domnului ministru și de la ISC, a Bolintin Vale, mai ales că în aceste două comune lucrează un important lider PNL. Bolintin Vale, Bolintin Deal, îmi cer scuze. Și mi-aș dori și eu să văd controle în acele localități. Este un instrument, a devenit acest corp de control, un instrument de amenințare și de șantajare a primarilor. Se pune o presiune fantastică pe primari ca să facă pasul către PNL. L-am auzit pe domnul Sică Mandolină spunând public că dânsul nu-și dorește primar de la PNL, însă îi hărțuiește non-stop. Eu vă asigur că niciun primar nu o să cedeze la acest șantaj, niciun primar nu o să schimbe partidul și suntem mai uniți ca niciodată și îi sprijinim, îi ajutăm. Un alt aspect pe care corpul de control nu-l spune vis-a-vis de județul Giurgiu este că în urma controlelor pe care le-a făcut la Giurgiu, cei din corpul de control au strâns mâna primarilor și le-au spus că lucrările sunt impecabile. Acest lucru văd că nu este comunicat public. Primul județ cu care s-a început aceste controle a fost județul Giurgiu. Primul consiliu județean care a fost controlat a fost consiliul județean Giurgiu. Le-am arătat toată disponibilitatea oamenilor din corpul de control și am invitat pe fiecare drum, nu doar pe trei care au vrut ei, pe toate drumurile. Le-am spus că împreună cu cei din aparatul propriu să se ducă pe fiecare drum, că nu este nicio problemă. Îmi pare rău că nu am adus procesul verbal încheiat cu dânsii, pentru că au reușit marea performanță să găsească doar un aliniament care nu este drept la toate drumurile pe care le-a controlat la Consiliul Județean. Nu cred că așa se procedează corect. Nu cred că e normal să fie controlate doar județele PSD care au ieșit primele la ale, care au câștigat alegerile, de fapt, că nu sunt multe. Și nu mi se pare normal ca domnul ministru Grindă, care fură statul român de ani de zile cu acel impozit la casă, să vorbească de borcanul cu miere în condițiile în care ele până la coate mânji de miere. Mi se pare o nesimțire fără margini. După cum bine ați văzut, am semnat zilele trecute încă un proiect pe fonduri europene
în județul Giurgiu, drumul care face legătura între Adunații Copăceni și Mihăilești, 12,5 km, un proiect în valoare de aproape 20 de milioane de lei. Este un proiect câștigat împreună cu prietenii și partenerii noștri de nădejde din Ruse, Bulgarii, pentru că altfel este foarte greu ca noi, Giurgiu, să obținem fonduri europene. În luna martie, cel târziu, acolo se va da ordin de începere, iar cu foarte multă muncă sperăm ca până în toamnă drumul respectiv să fie gata. Vreau să informez locuitorii Mihăileștiului că persoana care a muncit cel mai mult și s-a zbătut ca acest proiect din momentul în care noi l-am discutat la Consiliul Județean și tot ce a însemnat etape premergătoare pentru a fi implementat și a primi finanțare este Lucian Corzel, vicepreședintele Consiliului Județean, care a fost direct interesat și implicat non-stop în acest proiect de drum și cred că Mihăileștiul trebuie să cunoască acest lucru. Mulțumesc echipei de la Consiliul Județean, care este o echipă fantastică, care de 3 ani de zile demonstrează că dacă știi ce să le ceri și discuți cu ei, se poate, se pot mișca lucruri, dovadă stau toate proiectele pe care le avem în derulare, în execuție sau în implementare. Iar pe mine mă bucură foarte mult lucrul ăsta. Vreau să vă spun o poveste. După foarte multă vreme, a nins și în județul Giurgiu. O noapte. Nu am avut nicio problemă. Evident că am avut toate zonele acoperite, plus direcția noastră județeană de drumuri, dar trebuie să vă aduc la cunoștință ce s-a întâmplat în noaptea în care a nins, pentru că mie mi se pare o nesimțire fără margini. Doamna consilier a doamnei prefect, o analfabetă cu 4 clase, la ora 2 noaptea a plecat pe drumurile județene, a contactat un administrator de la firma care se ocupa cu dezăpezirea și i-a spus să nu dezăpezească drumurile județene ca să poată să se ia de mina. Sunt ferm convins că doamna prefect nu a știut de acest lucru. Am avut discuția cu domnul Vasile Mustățea, i-am adus la cunoștință ce s-a întâmplat. Public îi cer doamnei prefect să ia măsuri. Vreau să știu dacă acea analfabetă are în fișa postului să controleze drumurile județene, care sunt atribuțiile la prefectura Giurgiu. Niciodată în județul Giurgiu, indiferent de ambițiile politice, indiferent de orgolii, nu s-a întâmplat așa ceva, mai oameni buni. Nimeni nu și-a permis să se ducă să vorbească cu un prestator să nu dezăpezească un drum județean. A pus în pericol viața cetățenilor din județul Giurgiu și a pus în pericol cei care tranzitează județul Giurgiu. Ce nu știe această analfabetă este că și doamna prefect, dacă acel drum nu era dezăpezit, răspundea în solidar cu mine. Nu se poate ca un consilier al prefectului să facă așa ceva. Este o nesimțire fără margini, venită din partea unei analfabete, care nici măcar studii superioare nu are și nu are ce căuta la prefectura Giurgiu. Vreau să știu și eu măsurile pe care doamna prefect le ia vis-a-vis de acest subiect. Nu a fost nicio problemă, nu s-a ținut cont de amenințările doamnei, prestatorul și-a văzut de treabă, nu am avut drumuri județene blocate, dezăpezirea a fost făcută exemplar din punctul meu de vedere, dar eu sper ca pe viitor să nu mai am asemenea incidente și doamna prefect, cred că trebuie să ia măsurile care se impun. Vă gândiți să dați în judecată? Nu, mă gândesc să-i fac o plângere penală, nu să o dau în judecată. Okay. Pentru că este atentat la siguranța participanților la trafic. Îl am în stânga mea pe domnul Romeo Vasile, viceprimarul Comunei Frătești, viitorul candidat din partea Partidului Social Democrat la Primăria Frătești. Îmi pun un om care este implicat în administrație, dar din păcate a fost puțin legat de mâini și de picioare în actuala conjunctură. Un om în care îmi pun toată baza, un om care va câștiga Primăria Frătești cu un scor covârșitor, pentru că Primăria Frătești, Comuna Frătești, este din păcate pe ultimul loc aproape în județ ca
dezvoltare, oameni buni, nu există absolut nimic acolo. Drumuri, apă, canal, iluminat. Nu există nimic, nimic, nimic acolo. Este o comună rămasă în urmă. Iar eu am mare încredere în domnul viceprimar că împreună încercăm prin muncă să încercăm să schimbăm fața comunii. Eu îi mulțumesc că a venit alături de noi. Îi urez binevenit în echipă și sunt convins că o să câștige alegerile. Vreau să vă mai spun ceva vis-a-vis de corpul de control al Ministrului Dezvoltării. Mi le aduc aminte. Se dă listă de la Giurgiu. Controlați Comuna X, controlați Comuna Y, care refuză să poarte dialog cu reprezentanții PNL-ului. Pe oameni buni sunt atât de imbecili încât au trimis corpul de control la Prundu, în condițiile în care domn primar nu a avut niciun proiect pe PNDL. Deci m-a sunat domnul Corbea ieri să-mi spună: băi, Mariana, au venit ăștia să mă controleze la drum, în condițiile în care eu n-am niciun drum. Îi spuneau: domnule, unde e drumul? Scoate drumul. Deci mie mi se pare, suntem în stan și bram, pe cuvântul meu, cascadorii râsului. Deci colegii mei de la PNL, când mai dau directive din acestea să fie controlată Comuna X, Comuna Y, că nu accesează primarul, să mă caute că le dau lista cu localitățile care au avut proiecte pe PNL, ca să știe unde trimit acum, să nu mai greșească, că îi pun pe oamenii în situații penibile, să știți. Am eu o mică întrebare. Situația cu lipsa fondurilor pentru persoanele cu handicap în toate comunele sau mai... În 80% din comunele din județul Giurgiu. Este o situație gravă. O să vedeți. N-a mai fost de mai mulți ani. O să vedeți ce se întâmplă din luna iunie. Când toată lumea urla că bugetul este bătaie de joc, să știți că nu a mințit nimeni. Cu același lucru o să se confrunte și domnul primar de municipiu. Nu numai comunele, să știți. Bineînțeles. Eu atât am avut să vă spun. Dacă mai aveți întrebări, după ce vorbesc colegii mei, vă răspund. Vreau să-i dau cuvântul domnului Cărăpânceanu și pe urmă domnului Romeo Vasile. Domn primar, vă rog. Da, eu vreau să salut pe domnul viceprimar, viitor primar al comunei Frătești. Mm-hmm. Într-adevăr, așa cum spune domnul președinte, în Frătești nu sunt investiții făcute așa cum trebuia să aibă o localitate care este învecinată cu orașul Giurgiu. Noi am reușit să identificăm și să găsim un candidat pe măsura localității Frătești și să-l aducem în fața cetățenilor care să fie ales și care să fie sprijinit să realizeze proiectele pentru localitatea Frătești. Am mai fost un întreprinzător care și-a mai dorit să schimbe lucrurile în Frătești și a candidat un bun amic, să spun așa, pe nume Popi, care n-a reușit să obțină primăria Frătești, s-a dorit tot ca domnul Marian Cărățeanu să fie ales, ceea ce în localitatea Frătești investițiile și proiectele nu sunt realizate pe măsura cetățenilor. De aceea noi am venit cu domnul viceprimar, un băiat tânăr cu experiență care în rândurile noastre și vrem să-l ajutăm, să-l sprijinim vreun Consiliul Județean, ca această localitate Frătești, faptul că se vicează cu orașul Giurgiu, trebuie foarte multe proiecte aduse în fața cetății și investit, pentru că sunt orășeni care doresc să trăiască la țară, care lucrează în oraș, care au acest schimb de oraș, comună, sat, țară, să spunem, că își doresc să trăiască acolo, dar trebuie să aibă condițiile ca și cele din oraș. Așa că, domnul viceprimar, noi vă sprijinim, noi vă ajutăm, venim în fața cetățenilor cu un program bine pus în practică și adus la cunoștință, în care ca dumneavoastră să fiți ales. Ceea ce spunea domnul președinte, că PNL-ul își dorește să ia primarii sau să nu ia, sau să aducă de la PSD. Ceea ce știu este o decizie, să spun așa, articol unic, că niciun primar PSD nu va fi primit în PNL. Ăsta e un lucru foarte bun. Ne-am bucurat dacă ar fi și la deputați același lucru, ca niciun deputat de la alt partid să nu mai fie trecut spre PNL sau spre alte partide. Așa cum aleg cetățenii primarul, așa să fie și parlamentarii. Pentru că trăim într-o Românie și schimburile acestea care ne face să ne întâlnim
mari probleme în ceea ce înseamnă administrarea. La ce vreau să mă refer? Spunea domnul președinte de controle. Aceste controle sunt venite pentru că din situațiile și marele dezavantaj pe care vi-l spun astăzi de aici este că nu primăria suferă, suferă cetățenii și suferă firmele care au situații de lucrări depuse la Ministerul Dezvoltării, nu își primesc banii, nu pot să încaseze și nu pot să dea salarii la muncitori și lipsa forței de muncă pe care ne văităm și nici pe aceea nu o plătim și ne pleacă muncitorii. Și acestea sunt probleme grave cu care ne confruntăm. S-a blocat aceste investiții datorată acestor controle că se dorește această verificare în teritoriu. Sunt foarte multe situații depuse la Ministerul Dezvoltării care nu se decontează până nu se face verificarea în teren. Total de acord. Dar să se facă. Dar să se și pune în plată. Odată vă dați seama până vine echipa în control, până face raportul sau procesul verbal, până îl trimite la dezvoltare. Sunt niște etape de întârziere a unor bani pe care trebuiau, pentru că bugetul s-a aprobat, pentru care trebuiau banii să ajungă la firmele respective, iar lucrările noastre, în localități, cum se plâng în toată țara, mai toate primăriile, este vorba de firmele care lucrează și stau cu lucrările în conservare, că nu-și primesc banii. Asta este problema pe care ne confruntăm și să confruntă cetățenii. Pentru că ceea ce a făcut PSD-ul prin PNDL 1, PNDL 2, prin CNI, prin POR, prin SAPAR, prin AFIR, prin toate proiectele și știți foarte bine, prin măsurile care s-au luat și asta le simte cetățeanul și știe ce va avea de făcut și la anticipate. Ne dorim și anticipatele. Că nu o să vină azi parlamentar. Tot român o să vină. Nu o să vină unguri și nu o să vină, eu știu, alții naționalități. Tot parlamentar român o să vină. Și care să fie naționalist, să trăiască în România și să simtă România, să facă pentru România. Problema aceasta este mare, pentru că situația lucrurilor nu se decontează către firmele respective, nu își primesc banii, muncitorii se duc acasă și stăm cu lucrurile în conservare. Și într-adevăr, sunt în județul Giurgiu, la momentul de față, sunt foarte multe lucrări. Am cea mai mare firmă, Stravag, care o cunoașteți și lucrează în comuna Ghimbați, și a treia cu lucrurile în conservare datorată situație de plată pe care sunt depuse la Ministerul Dezvoltării și nu și-au primit banii. Au fost nevoiți că din management să schimbe directorul general care firma respectivă și a schimbat directorul general că nu s-a decontat situația de plată. Deci, asociații au hotărât că managementul nu a fost bun. Eu consider că managementul a fost bun al firmei Stravag. Numai că Ministerul Dezvoltării împiedică lucrurile astea și poate și în prindere de pe poate că și prin Ministerul Transporturilor, pe acolo unde au lucrările, dacă nu se decontează la timp, managementul a fost bun. Dar dacă ministerele întârzie cu plățile către constructă, asta e problema pe care ne confruntăm. Se întârzie intenționat. Noi ne pregătim de Congresul pe 29 februarie, ne pregătim de alegeri, așteptăm hotărârea de guvern, stabilirea datelor. Este locale cu anticipate, nu este locale cu anticipate. Suntem într-un suntem fără un guvern în ziua de astăzi, pentru o mulțime căzut, știm foarte bine. Românii nu mai sunt în stradă, românii nu mai spun nimic. Românii stau foarte bine și sunt obișnuiți prin tăcere, dar când va veni ziua votului, bănuiesc că prin suferința lor care dau dovadă, va ști cu ștampil la mână ce are de făcut. Și va analiza el cel mai bine. Unde a simțit traiul bun, unde a simțit investițiile, unde a simțit pe pielea lui cine a făcut bine, cine a făcut rău. Că din ceea ce guvernul PSD prin reprezentanți prin administrație a conlucrat și a lucrat foarte bine în favoarea cetățeanului. Prin proiecte, guvernul a făcut foarte multe lucruri bune, de la reîntregirea salariilor, mărirea pensiilor, alocațiilor și a proiectului și a multe lucruri bune făcute cât a guvernat PSD-ul, să analizeze dacă PNL-ul face bine sau face rău. Este datoria cetățeanului și așteptăm cât mai curând această hotărâre de guvern, așteptăm aceste anticipate sau neanticipate sau ce își doresc greșit să facă. Eu vreau să închei aici și așteptăm acea hotărâre de guvern privind data legilor. Ne concentrăm pe
pe legile locale, pe legile județene și de ce și în parlamentar. Cum își dorește, așa să fie. Mulțumesc. O să-i dau cuvântul domnului Romeo Vasile și vreau să vă anunț că probabil la următoarele conferințe de presă, o să mai venim în fața dumneavoastră cu încă două transuri așa, ultima 100 de metri, ca să vadă lumea că nu pierdem timp. Vă rog, domnul Romeo. Bună ziua! Sunt onorat că mă aflu astăzi în fața dumneavoastră, să am ocazia să-i mulțumesc domnului președinte Marian Mina pentru încrederea și sprijinul pentru a veni în rândul echipei PSD, un partid social-democrat în care am găsit oameni minunați și valoroși. Motivul pentru care am venit lângă dânsii este acela pentru că vreau să scot comuna Frătești, care a ajuns, pot să spun, în evul mediu. Nu e posibil să, după 4 mandate PNL, ale domnului primar Marian Cărățeanu, să nu avem un metru de asfalt, să nu avem trotoare, poduri, podețe, parcuri pentru copii, absolut nimic. Comuna noastră este la nivelul zero față de celelalte comune dezvoltate din județ. Dacă vreți să vă amuz, vă spun și o vorbă a domnului primar. Să dea Dumnezeu să vină lângă, după mine, și să poată să administreze ce am făcut eu. Apreciază-i umorul. Eu vă spun și îi spun și dânsului ce ați făcut domnul primar, că nu se vede nimic. Canalizarea este? Sunt numai nevăzut. Nimic. A început un proiect de canalizare. Să vă spun... Panta invers? Panta, că nu știu cum e panta. Dar vă spun că nu are utilitate. Cum să faci un proiect fără branșamente la populație, fără branșamente individuale? S-a tras o țeavă și atât. Și aceea de diametru foarte mic, care nu necesită să capteze toate nevoile oamenilor. Dacă deschid apa la chiuvetă, doi vecini la două case, nu mai curge apa. Păi, proiectul cu apa este primul proiect al domnului primar. Da. Ăla care trebuia administrat. Și singurul bănesc. Și... Să vă spun, poate lumea nu știe, societatea care a înființat-o, apă și canal, este aproape de faliment. Deoarece nu poate... Bine, societatea a fost făcută ca să-i aducă dânsului voturi. S-au branșat foarte mulți cetățeni fără apometre, acum nu se mai știe pe unde mai sunt, banii nu sunt suficienți ca să-și plătească salariile. Ăsta fiind primul proiect al domnului primar. Gazele, dacă îl întrebați pe domnul primar, deja sunt în sat. Așa le spune la oameni. Vă bag gaze, vă bag gaze. Lumea îl întreabă, de ce nu asfaltați, de ce nu faceți cum sunt în celelalte comune de lângă orașul Giurgiu? Păi zice, trebuie să bag gaze, domnule. De-aia nu asfaltez, că trebuie să bag gaze. Dar domnul primar nu știe. Altfel o măsură foarte bună. Gazele se bag pe lângă proprietățile oamenilor. Nu pot mijlocul șoselului. E o idee revoluționară. Revoluționează. Dacă drumul agricol și la Frătești, nici doamnă, eu mă ocup de peste 20 de ani cu sportul, cu echipa de fotbal, în comună, și am umblat peste tot în județul ăsta. Nu se poate, peste tot, aproape unele comune sunt la fel ca la oraș. Mai e supărat pe echipa de fotbal, domnul primar? Păi să vă spun și cu echipa de fotbal. La Remuș le-a tăiat apa, le-a tăiat curentul. Noi la Frătești nu avem nimic. Da. În toamnă nu ne-a dat niciun ban. Am susținut echipa din banii noștri. Da, acolo câți consilieri sunt PSD și toți? 5 consilieri PNL, 4 PSD, 3 ALDE și câte unul la celelalte partide. Și de ce n-a făcut? N-a fost interes? N-a fost ce interes? Cred că nu s-o pricepe. Nu a depus doamna niciun proiect. Dacă depunea, exact cum celelalte comune, indiferent de... Domnul viceprimar, dumneavoastră de la ce partii veniți? Că... Eu... Adică vă întrebam pe dumneavoastră, de unde e achiziția? De la Galbeni. De la partidul... Cu rușine spun, de la Partidul Național Liberal. Restauratul domnului Cărățeanu, fratele domnului Cărățeanu, are gaze? Nu cred.
abuzurile dânsului nu le aveți în agenda? Acolo, în terenul, în jurul restauratului? Ba da. Nu. Păi teritoriul de acolo am înțeles că e câștigat de municipiul Giurgiu. Municipiul Giurgiu acolo. Nu are legătură cu Frățești. Nu s-ar mai putea să ia legătură. Era făcut anvezire niște abuzuri cu terenul de acolo. Probabil nu știm de el. Da, da. Da. Noi vă mulțumim frumos. Dacă mai aveți întrebări, vă stăm la dispoziție. Dacă nu... Mulțumesc echipei. Vă face tot posibil. Felicitări. Să câștigi. Doamne ajută. La scor mare. Doamne ajută.